ajutorul lui Dumnezeu. Ascultat am rugăciunea ta, văzut am lacrimile tale. Isaia 38,5. Domnul, în milostivirea sa, i-a spus aceasta regelui Ezechia, care era bolnav, în pofida faptului că amărăciunea lui era pur pământească, chiar egoistă. Lacrimile lui Ezechia se datorau doar fricii de moarte și dorinței de a trăi. Și totuși, Domnul i-a zis, văzut am lacrimile tale. S-ar părea că o prăpastie întreagă desparte neputința omenească de măreția dumnezeiască. Atunci când plângem și suferim sub apăsarea unei suferințe arzătoare, însă pur pământești, oare Domnul poate să-mi privească lacrimile cu milă? Înțelepciunea lumească spune că nu, dar Domnul, în milostivirea sa nesecată, îmi dovedește că îmi vede lacrimile și că le bagă în seamă. Și eu știu că spusele lui sunt adevărate. Ajutorul omenesc este întotdeauna mărginit. Oamenii nu pot nici măcar să cunoască și să pătrundă tot adâncul suferințelor și nevoilor fraților lor neputincioși și chiar dacă ar putea să le înțeleagă, n-ar avea nici mijloace, nici timp ca să-i ajute cu adevărat. Domnul însă, văzându-mi lacrimile și cunoscând pricina lor, se îndură de toate nevoile mele și din mare mila sa este gata să mă ajute și să mă mângâie. Mângâierile Domnului sunt minunate și atotputernice. Ele nu satisfac întotdeauna dorința inimii, nu înlătură întotdeauna pricina lacrimilor, însă dau mult mai mult decât atât. Împacă sufletul cu tot ce i-a fost trimis. Îi dau omului puterea să renunțe de bunăvoie la toate lucrurile de care el duce lipsă. Mai mult decât atât, în valea plângerii suișuri în inima sa a pus, iar sufletul meu merge din putere în putere, preaslăvindu-l pe Dumnezeu până și pentru pătimiri, văzând în toate dragostea lui. Apostolul Pavel ne cheamă să-i arătăm lui Dumnezeu toate dorințele și nevoile noastre și asta nu neapărat ca să primim cele cerute, ci ca pacea lui Dumnezeu, care e trimisă întotdeauna ca răspuns la mărturisirile smerite ale sufletului, să umple toată ființa noastră. El vorbește de pacea lui Dumnezeu care covârșește orice minte nepătrunsă și neclintită. Aceasta se pogoară doar de la Dumnezeu și nu numai pentru o clipă, ci pentru a ne păzi întru Hristos Iisus inimile noastre îndurerate și gândurile noastre tulburate. Cum se zice în Filipeni 4, versetele 6 până la 7. Amin.